Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%, o ediție specială și pentru că l-am drept coleg de platou pe colegul Andi Enache de la Wheel FM, realizator al emisiunii De Jazz. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bine, ne vedem în platoul lui Wheel TV, Andi. Și de asemenea avem un invitat de marcă, este vorba despre compozitorul, muzicianul de jazz Nicola Simion, venit din Germania, România și care poposește în platoul nostru. Bună seara, bine ați venit la Wheel TV! E o premieră pentru dumneavoastră și pentru noi deopotrivă. Mă bucur să fim împreună în această seară. Bună seara! Cât de des ajungeți în România? Sunteți stabilit de ani buni în Germania și poate abordăm în câteva minute și capitolul ăsta, dar cât de des ajungeți să vă întoarceți acasă și cântați în țară? Zic așa de 4-5 ori pe an, deci primăvara, mă rog, de sărbători, de Paști, de Crăciun, vara, vacanțe și când mai am concerte, când mai am câte un turneu, prin România. E de fiecare dată un eveniment, sunt sigur, și pentru dumneavoastră să cântați în fața publicului din România, dar și pentru publicul din România să aibă ocazia să vă asculte în restul anului, în cea mai mare parte a timpului, se bucură iubitorii de jazz de peste hotare de interpretările, mă rog, dumneavoastră și de muzica pe care le oferiți. E un spectacol de fiecare dată, o spun toți cei care sunt cunoscători, eu mai puțin, dar Andi cu siguranță mai mult. Andi, spune-le tu telespectatorilor mai multe despre invitatul nostru din această seară. Mie îmi place foarte mult ce face Nicola Simion, mai ales că mie mi s-a părut foarte interesant bine, el porni din partea occidentală a business-ului, știe ce să facă. Așa a făcut și casa de discuri. E important pentru că un artist e artist. Trebuie să aibă un manager, el le face pe toate. Eu nu știu cum reușește, dar le face bine. După ce se vede, oricum e undeva cumva, el e și concurentul meu ca producție, așa. Adică ne concurăm pe aceeași felie, însă îmi face o deosebită plăcere să am așa ceva, că eu nu pot să fac așa de bine, dar e bine că aș vrea să fac și eu la fel de bine, să ajung și eu la performanțele lui ca producător, însă mai am mult. Da, tot ce face ca artist îmi place, compune foarte bine și are foarte mulți invitați de, nu știu cum îi polarizează în jurul lui, dar face foarte bine și afară și în țară. Și mă bucur că totuși vine, nu știu, cel mai mână în țară, că e așa o situație destul de gri în ceea ce privește jazzul, dar mă bucur că există și că vine mereu în România. Ajungem și la ce vă mână în țară, ce vă aduce de fiecare dată acasă. Sigur că sunt evenimentele, legăturile cu familia, cu prietenii, cu scena de jazz. Da, până să vă întreb ce vă aduce în țară de 4-5 ori pe an, chiar dacă financiar poate nu e... Da și nu, nu este acesta scopul, deci nu este partea... Cu siguranță nu e acesta, dar până să vă întreb de ce vă întoarceți în țară în fiecare an și o faceți cu mare plăcere de fiecare dată, nu să vă întreb de ce ați plecat din țară, pentru că ați plecat înainte de 89 și știm cu toții, ce o să vă întreb, cum ați reușit să plecați din țară? Cu greu. Așadar, sunteți din Transilvania, da? Da, lângă Brașov, m-am născut lângă Brașov, da. Era o tradiție muzica în familia dumneavoastră, cum v-ați apropiat și de muzica de jazz în special? Nu chiar în familie, am avut, mă rog, câțiva verișori care studiau instrumentele la Școala Populară de Artă în Brașov, un saxofonist, un trompetist. Și bunicile din partea mamei și din partea tatălui cântau cu mare plăcere cântece populare, ce se știau, nu? Colinde și așa mai departe. Și vecinii mei de stradă erau niște țigani și toți erau muzicanți. Se întâlneau și făceau repetiții, cântau la nunți, cântau la înmormântări, la party-uri, la, mă rog, la party-urile pe care le știm noi acum. Și cumva m-a atras muzica, mă duceam și ascultam la în centrul satului, acolo la horă, ore între și stăm cu gura căscată și mă gândeam, doamne, cum fac, deci sună așa frumos, muzica era pentru mine ceva fascinat și nu știam ce se întâmplă. Și cumva din clasa 5 am ajuns la liceu de muzică în Brașov, studia clarinetul și piano, am terminat liceul și am venit la București, am făcut conservatorul, după care m-am devenit liber profesionist. Și în 88 m-am retras discret, pentru că n-am mai avut viză din 81 până în 88. N-am mai putut să ieșiți din țară. Exact. Și atunci am zis, domnule, dacă mai stau vreo 10 ani, 15 ani, ajung la vârsta aceea critică și nu mai are niciun rost, nu mai are energie, nu mai are nicio motivație și zic, acum cât mai pot fizic și psihic și așa, să mă lupt cu morile de vânt, fac un sacrificiu și risc, mă rog. Am ajuns cumva în Austria.
suntem într-o perioadă în care, măcar teoretic, lumea poate circula oriunde. E greu de imaginat pentru cei mai tineri care se uită acum la noi cum era atunci, să n-ai voie să treci granița pentru că n-ai viză. Pe de altă parte, cu atât mai mare era drama, îmi imaginez, pentru un muzician de jazz. Libertatea așa e punem semnul egal între libertate și jazz și să ne ai ocazia să te exprimi, să întâlnești alți oameni care iubesc muzica de jazz mai mult decât pentru cei care cântă alte genuri. Da, bun, și asta era un aspect, însă, practic, contactul și comunicarea cu ceilalți. Adică vrei să înveți, vrei să te să știi ce se întâmplă în alte părți, exact, ce se cântă, ce... Scena de jazz în România era o mână de oameni. Da, Mândrilă, Johnny, da? Marius Pop, Gondi, Aura. Și cântau la Sibiu și la câteva festivaluri mai mici, la Satu Mare, la Brașov, la Constanța, la Iași și la Timișoara. Cluburi nu prea existau, adică cluburile de pe vremea aceea, la sfârșitul anilor 80, club însemna, se făceau audiții, se aduceau casete sau LP-uri și luau câte o temă. Asta au preluat-o de la domnul Berindei, Mihai Berindei. Prezentau pur și simplu imprimări cu jazz tradițional, cu jazz clasic și oamenii veneau și ascultau și din când în când mai era și muzică live. Asta era deja așa o chestie. Cu tot chiar și acele discuri la care vă referați din vinil ajungeau cu mare greutate și pe niște canale foarte discrete, ca ați folosit termenul. Exact, da. Așadar ați luat decizia să plecați cât încă mai erați în putere, simțeați că încă mai aveți entuziasmul acela al muzicianului tânăr și ați ajuns la Viena. Cum ați ajuns la Viena? Cum s-a întâmplat totuși? Discret, dar cum s-a petrecut? De fapt, momentul decisiv a fost la Sibiu în 88, în primăvară, când am cântat la un jam session cu niște străini. După aceea am făcut un concert cu niște polonezi și în 87-88 am cântat la Hotel Nord, era un club de jazz cu Opus 4 și Doan Mândrilă. Și a venit Randy Brecker cu formația lui și au fost foarte drăguți, se uitau la noi așa ca la niște bieți, cobai, care cântau cu hainele, cu paltoanele, pe ei nu era căldură, nu era nimic și noi făceam jazz acolo într-un colț, într-un salon al Hotelului Nord, acum s-a renovat, s-a schimbat și cântam de luni până vineri. Și am făcut un jam session acolo și am cântat cu muzicienii lui și atunci am simțit că aș putea să fac față, mă rog, la nivel internațional. Bineînțeles că nu eram pregătit. Și să vă spun una bună, o întâmplare adevărată, la Varșovia, unde a fost invitat la acest jamboree cu acești polonezi care au participat la Sibiu. Era vorba de Pan Wroblewski cu formația lui și Kazimir Ionchiș, Toboșaru. Am avut noi așa o legătură, o simpatie și am cântat împreună și m-a invitat să cânt cu formația lui. M-am dus la jam session la Aquarium, un club foarte renumit și, mă rog, unde aveau concerte regulate. Și a cântat Phil Woods la saxofon, la Mislovski și o secție rinică de americani. Mi-a fost rușine să scot saxofonul din cutie, l-am lăsat acolo și am zis, stai liniștit că încă nu e cazul. Încă nu e momentul. Exact. Și atunci m-am decis, ori mă întorc în țară și îmi vând saxofonul și încerc să fac altceva, ori dacă nu, mă lupt cu morile de vânt și să ajung în vest și să încerc să recuperez și să ajung acolo unde mi-aș fi dorit să ajung. Și ați reușit să obțineți viza sau ați trecut Păi am obținut o viză de turist. Am obținut o viză de turist să zbor la Varșovia pentru o săptămână și din Varșovia am luat trenul, am ajuns la Bratislava, m-au dat jos din tren, m-au trimis înapoi la Budapesta, am stat în Budapesta două luni și la începutul ianuarie 89 am ajuns la Viena. Cu un saxofon, cu o geantă și cu 10 mărci de Marx în buzunar. Fericit că am ajuns în vestul de aur, în vestul sălbatic. Și până la urmă era sălbatic, era de aur, era și. Era și una și alta, pentru că așa, văzut din afară, de la televizor și din povestire, ai impresia că totul e extraordinar, oamenii de așteaptă cu brațele deschise. Exact, să ajungi acolo, să te întrebe ce mai faci și să te ajute. Nu, domnule, lupta e greu. Trebuie să știi limba, trebuie să înțelegi puțin mersul social, să te adaptezi, să te integrezi și să îți găsești locul în societate, pentru că nimeni nu... Ai studiat aici în România, ai o diplomă, trebuie să le demonstrezi că ești cel puțin la fel de bun ca oamenilor. N-a fost ușor, asta sunt convins de lucrul ăsta, o spun toți cei care au trecut prin experiența... Da, mă rog, asta te cumva te...
te ambiționează, te întărește, îți dă o mult mai mare voință și o putere de luptă, pentru că e vorba de luptă. În cele din urmă v-ați adaptat și ați reușit să demonstrați că puteți să recuperați handicapul, între ghilimele, pe care l-aveați dat de condițiile care erau la noi, de lipsa de informație. Exact. Deci șansa a fost că muzica și mai ales jazzul e un limbaj internațional și atunci, mă rog, handicapul de comunicare printr-o limbă străină, bine, vorbeam puțin engleza și franceza, dar în spațiu german, practic, bun. Vorbesc engleza destul de mult, însă n-a fost o problemă să cânt cu muzicieni și să melagem session-ul, să-i cunosc, să încep să îmi dau seama ce aș putea să fac și ce ar fi interesant și pentru ei, pentru că dacă imitam pe americani și cântam un jazz pe care îl cânta toată lumea, nu era nimic deosebit, nu era nimic interesant. Și atunci ar fi fost doar încă un muzician care încerca să-i copieze pe cei de acolo. Se imită pe Dexter Gordon, pe Charlie Parker, pe Sonny Rollins, pe Coltrane și așa mai departe. În sensul acesta v-a ajutat, de pildă, v-a ajutat anii în care îi ascultați pe țiganii din fața curții și mi-am adus aminte de și pe ceilalți muzicanți din... Și folclorul, mă rog, avem un folclor extraordinar de bogat și se cântă în toate zonele țării, la instrumente, la vioară, la acordeon, la saxofon, la clarinet, la nai, la fluier, la mai știu eu ce, la țamba, la cobză. Și chiar în anii studenției am colaborat cu un ansamblu folcloric și țin de când 1981 eram la Roma, chiar vara. Aveam un prieten în Franța care m-a invitat, mi-a spus, domnule, rămâi 2-3 zile la Roma, vin și te iau de acolo și mergem în Franța. Și m-am întors. M-am întors în țară și din momentul acela n-am mai avut viză. Da, într-un fel, tot rău spre bine. Am stat și m-am pregătit, am studiat, am ascultat ce s-a putut. Și știam că într-o bună zi va veni momentul când trebuie să demonstrez, trebuie să mă... prezint la, nu? La datorie, să am șansa mea, să zic așa. Și au venit câteva șanse, au venit câteva momente în care, mă rog, am făcut tot ce puteam să fac mai bine, ca să mă accepte, ca să mă recunoască, ca să-mi găsesc locul, de fapt, în scena de jazz din Austria. Cel mai important, probabil, a fost că ați avut șansa, după ce ați ajuns la Viena, să cântați alături de nume importante din jazzul mondial de această dată. Da, a durat vreo 2 ani de zile, adică am fost la toate jam session-urile, mergeam la toate concertele, să-i ascult mai ales pe americani, pentru că știam că de acolo vine jazzul și l-am văzut pe Benny Golson acolo, l-am văzut pe Art Farmer foarte des, pentru că el locuia la Viena și la un moment dat chiar m-am dus și am luat niște ore particulare de la Art Farmer. Mă duceam cu tot felul de compoziții, cu imprimări ce le-am mai făcut prin cluburi, să-i cer părerea, să-mi spună, domne, fă aia, uite aici, așa. Și omul a fost foarte drăguț, nu mi-a luat niciun ban. Știa că vin din România, știa că n-am bani. Că vai de mama mea, înțelege. Am stat la un prieten vreo 6 luni de zile, tot un muzician român care a studiat la Viena, Puiu Minda, timișorean de felul lui. Și după aceea, încet am început să cânt prin cluburi, să mai câștig niște bani. Am cântat și la party-uri, la câte o nuntă, bine, nunțile la ei, la austrieci. Sunt ceva mai deosebite, adică nu țin o nuntă 2-3 zile, nu se îmbată, se iau la bătaie. Și cântam standarduri, cântam muzică de jazz, puțin muzică de dans, niște valsuri vieneze, bineînțeles că așa, și cumva am cunoscut niște muzicieni, de altfel foarte deschiși și după un an de zile m-am mutat la München. Am cântat un an de zile acolo, m-am întors, am luat cetățenia, 95, și de atunci am început să călătoresc mai liber. Aveam un pașaport austriac, am venit în România, am făcut un turneu aici cu niște americani și niște austrieci, am făcut niște imprimări și așa încet am intrat cumva mai greu în scena de jazz din Austria, din Europa de Vest și am colaborat cu Tutu Records, am vreo 7 CD-uri la ei. Am cântat cu Mel Waldron, am cântat cu Gunther Schul, a fost o producție la VDR în Köln cu orchestra radio de acolo, cântând muzica lui Jim Pepper. Am venit cu muzicieni străini aici în România, am dus muzicieni români în străinătate, l-am invitat pe Mircea, încă din Mircea Tiberian, încă din 96.
Și cumva lucrurile au evoluat încet, încet, cu răbdare, cu multe sacrificii și ideea că vin de 4-5 ori în România nu e întâmplătoare, pentru că aș vrea cumva să contribui și eu cu ce pot, să susțin puțin scena de jazz, să redau niște imprimări. Am scos discul ăsta cu Ian Cicăro și... Este un capitol important pe care nu vreau să-l tratăm cu superficialitate, așa că vreau, după ce urmărim un fragment dintr-o înregistrare cu dumneavoastră, corect, poate ne spune și despre ce este vorba, că v-am cerut să alegeți dumneavoastră câteva pasaje muzicale dintr-un DVD înregistrat. Da, da. Ce ați ales pentru prima intervenție de genul acesta, după care o să ne întoarcem să vorbim despre aceste discuri extrem de importante pentru muzica, pentru jazzul autohton, pentru că sunt artiști extrem de valoroși pe care încercați să-i redescoperim, să-i exportați cumva, exact, astfel încât lumea să descopere ce înseamnă jazzul. Da, și tradiția noastră, adică Ian Cicărușii și Johnny și Oșanițchi și toți mari noștri muzicieni sunt foarte puțin cunoscuți încă, din păcate. Deci aș propune Thinking of Bartok, asta este o compoziție dedicată lui Béla Bartok, puțin folclorică, puțin jazzy, sper să vă placă. O urmărim și apoi ne întoarcem să continuăm discuția.
Și ne întoarcem în platou după ce am ascultat acest pasaj extrem de interesant și care sună extraordinar, pentru a ne spune povestea acestor discuri, acestor înregistrări, da, acestei case de discuri unde v-ați propus să puneți în valoare muzica de jazz autohtonă. Da, deci să începem cu acest DVD care a fost realizat în 2006 la Firsen, un festival de jazz destul de cunoscut. I-am avut ca invitați pe Florian Weber, cu care am fost de foarte multe ori în România și cu care am vreo 3-4 CD-uri, Piotr Wojta și cu un trompetist polonez extraordinar, apoi Ellen Jones este un baterist american foarte experimentat și foarte rafinat, la contrabas Sebastien Boisseau din Franța, și cam ăștia suntem în sextet. Deci aceasta s-a întâmplat în 2006 și această casă de discuri s-a născut dintr-o necesitate, de fapt. Mi-am dorit să ajung la o casă de discuri mai mare, la un ENIA, la ECM, la ACT, la, mă rog, poate în Franța, în Italia, sunt multe case de discuri de jazz foarte cunoscute și cumva, pentru că am început cu Tutu Records din 92, oamenii au spus, dom'le, ai început acolo imprimările, e mai greu să te preluăm noi și să construim iar o carieră de la zero, așa că mai bine stai cu Tutu Records. Și am ajuns la concluzia că Tutu Records era un label destul de mic și nu prea făcea promotion. Deci la început au început foarte bine, cânta cu Mel Ordon vreo 7-8 ani, făcut câteva discuri, făceau turnee, făceau promotion, discurile se găseau în majoritatea țărilor, erau chiar în Japonia, în America, după care lucrurile s-au mai liniștit și mi-am dat seama că, de fapt, timpul trece. Eu aveam așa, cumva, o energie și o motivație să imprim cât mai mult și aveam foarte multe imprimări de studio sau din concerte, din festivaluri. Și m-am gândit că în România, scena fiind mai mică, ar merita să fie cunoscute aceste imprimări. Și atunci am decis să fac acest label. Nu mai era o avere să produci un disc, practic să-l... Da, doar să-l imprim, da, de fapt. Exact. Costurile mari erau în studio, plătitul muzicienilor, mixajul și toate acestea. Mai urma grafica și presatul în sine. Și am început cu Wild Dogs. Era chiar primul turneu pe care l-am făcut în 95 cu Angus Bengus Thomas, un basist electric american care a cântat în 84 chiar cu Miles Davis, vreo 6 luni de zile. Apoi a urmat... Ce a urmat? Apoi a urmat acest disc Oșaniski. De fapt, ăsta e volumul 2, un disc, volumul 1, Richard Oșaniski, muzica lui, cu imprimări luate de la Electrecord și de la radio, cu dublu concert pentru saxofon și orchestră, cu variațiunile 71, piese instrumentale. Și au urmat și alte lucruri mai mult sau mai puțin cunoscute, care nu sunt toate pe acest flyer, pe acest catalog, pentru că nu se mai găsesc. Și mi-am dat seama că... producătorului, nu? Exact, exact. S-au epuizat, mă rog, am produs cam 1000 de bucăți și le mai vându la concerte, sunt distribuite de Cărturești și de Humanitas în România și sper ca muzicienii și publicul de jazz să înțeleagă și să vadă în acest label un fel de model și pentru generațiile viitoare, care bănuiesc că se vor documenta la un moment dat și vor să vadă ce au făcut și ceilalți. Așa cum am dus eu pe urmele lui Oșaniski și Cărușii, și Johnny Reducanu și, mă rog, tot ce avem noi în materie de jazz în România, să vină și ei să vadă ce am preluat eu de la ei și unde am ajuns, ce direcții, ce porți am mai deschis prin aceste imprimări, prin aceste producții. Andine, poți spune și mai multe despre aceste discuri? Știu că tu le privești dintr-o altă perspectivă. Da. Mie mi se pare foarte interesant că din ce povestește Nicolas, el are alt fel de percepție, venind din vest, e clar.
Însă, asta vorbeam și cu Iordache, apropo de... Da. De el merge pe altă filieră, cu strâns fonduri, e o chestie mai interactivă cu publicul. Ei strâng fonduri acum pentru viitoarele CD-uri, adică îți plătești înainte CD-ul pe care îl vei avea cu peste două luni. El a investit înainte, el investește, alții investesc prin public. E și o chestie mult mai... și datorită internetului. O chestie mult mai interesantă. Din ce mi-aduc eu aminte, deci Richard Oșanischi este printre cei mai mari compozitori ai noștri de big band. Nu știu dacă există unul mai mare, iar dacă la un moment dat putea avea deschidere afară, ajungea, cred că numărul 1-2 era atunci, la momentul acela. Până în anii 70. Nu, cred că erau prea puțini care compuneau așa pentru big band, atât de complex și altfel. Era balcanic combinat cu jazz american. Deci era așa, nu te prindeai. Deci nu găseai lacună la compoziție, da. Cel puțin, nu mai zic la interpretare, el și interpreta pian un și aranjor, da, aranjor, da, da, pianist, da, mare, da, da, da. La fel Ian Chicchioră a adus folclorul. A știut ce să facă în America și a adus folclorul și mă bucur că există discurile astea. Astea sunt discuri document. Ar trebui premiat să fie fiecare să vândă cu o medalie, pe cuvânt de onoare. Ele adică nu pot să... Istoria și cultura este un lucru pe care nu-l poți fabrica. Rămâne și după asta vei fi cunoscut. Altfel nu ești cunoscut. Iar ce face Nicolas este nemaipomenit. Faptul că împletește vechiul cu nou este extraordinar. Eu am o întrebare, mi s-a părut foarte interesant. Cum a reacționat diaspora la jazzul românesc, diaspora noastră, la jazzul românesc? Că, asta m-am întrebat totdeauna. Românii plecați afară. Cum reacționau jazzul românesc venit, plecat de la noi din țară și cântat afară? Păi, anii, vorbim din anii dinainte de Revoluție. Da, da, da. Cum reacționau? Deci, bun, până în 88 eu n-am ajuns afară, deci nu pot să știu ce s-a întâmplat. Atunci când ai ajuns. Deci când am ajuns, toată lumea știa ani. De Johnny Răducanu, de Aurau Zicianu, Gondi, Mândrilă, Marius Pop, dar nu existau imprimări, adică discurile de la Electric Record se epuizaseră și distribuția era oricum modestă. Da, 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 distribuția a fost modestă. Și atunci mi-am dat seama că de fapt e un mare gol în documentarea acestor mari muzicieni și asta a fost ideea mea, să-i redescopăr, să-i pun cumva în circulație, în circuit. Și l-am invitat pe Ian Chicchioră și în 2001, am avut un turneu în Japonia și am găsit un LP de la Electric Record la $1,000. Erau rarități și japonezii. Deci știau japonezii știau valoarea. Noi nu știm valoarea. Asta e. Da, deci a venit Ian și a stat aproape 10 ani de zile la București și un muzician român din cei tineri n-a venit să îi bate la ușă, exact. Să-l întrebe ce mai faci, vreau să iau niște lecții, vreau să stăm de vorbă, să-mi spun niște lucruri despre jazz, despre pian, despre improvizație. Despre... Asta s-ar putea să nu se mai întâmple în viitor, câtă vreme există astfel de înregistrări și tinerii muzicieni pot să descopere ce au făcut înainte. Ei pot să descopere, dar nu cred că vor. Eu asta mă... am o... Eu sper că se vor. Mie îmi place să fiu optimist din punctul ăsta de vedere și că atât muzicienii tineri, cât și publicul tânăr vor asculta cu mare atenție discurile din categoria asta. Mi se pare important să recuperăm valorile înaintașilor. Fie că e vorba de patrimoniul, nu știu, arhitectural, că e vorba de picturile sau de operele literare sau de muzică, iată, de acest capitol important din jazzul românesc, e important să le recuperăm și să le punem în valoare, așa cum se cuvine. E interesant că vine un astfel de proiect din afară. Asta adică ar fi fost... Dar e bine că vine pentru că suflul din afară e altul. Sigur că alt se vine nivel. Cu altă mentalitate, cu altă plus atitudine. Că e clar că e o nostalgie, dar nostalgia face bine. Pentru că dacă n-ai fi nostalgic, nu n-ai simți lucrurile așa. Dar ceea ce vreau eu să mai zic este că e important să folosești acum new media, internet, cum le-or zice, toate rețelele sociale în folosul tău, în interesul tău. Adică eu am văzut niște tutoriale de jazz pe net, îmi venea să mă apuc de un instrument. Nu sunt, am trei mâini stângi, ca să vă... Dar îmi venea să mă apuc de cântat, de ceva. Tutoriale, ți arată omul ăla și cum vrei să... Și oameni mari. Nu cred... Asta vreau să spun, că mari acum, deși sunt mulți care la modă, care sunt acum în vogă, jazzmen, ca să, dacă le pot spune așa, în vogă,
sau sunt cunoscuți, care au folosit lucrurile astea, au folosesc mijloacele new media ca să își completeze să-și promoveze arta, da. Însă sunt mulți care dau la o parte tot ce înseamnă românesc pentru că americanii au inventat jazzul. E, nu e chiar așa. Poate americanii l-au inventat, dar noi s-ar putea să-l fi perfecționat foarte bine. Să vede după ce am scos pe discul, dacă putem să oricând să rivalizăm cu americanii de departe. Vă propun să vorbim despre cum sunt percepuți muzicienii din țara noastră peste hotare, poate de multe ori cu mai mare fidelitate decât aici în țară, după ce mai ascultăm un fragment. Să mai ascultăm un fragment. Încă o propunere de pe acest DVD înregistrat. Să dăruim iubitorilor de jazz un love song, un cântec de dragoste, o baladă frumoasă de inspirație folclorică. Și după aceea ne întoarcem ca să discutăm și despre cum sunt văzuți muzicienii români de către colegii lor de brazlă din străinătate. Da. Le promitam așadar telespectatorilor să ne povestiți și cum sunteți percepuți muzicienii români de către colegii dumneavoastră din Europa,
din Statele America, Unite, mă rog, pentru că ați avut de-a face cu, Am cu toți mari artiști ai. Sunt câțiva muzicini români care au cântat în America, au făcut turnee, au dat concerte, au mers prin ICR, a fost o perioadă. E Lucian Ban, care acum locuiește la New York și ne reprezintă acolo foarte bine. Și în România, deci e și el face naveta, New York, București, și o face bine. Când face vine cu invitați, vine cu proiecte interesante, a făcut niște imprimări, a ajutat puțin festivalul. A ajuns la ECM, a ajuns unde ți-ai dorit, Manfred Eicher Production. O casă de discuri destul de nișată după mine. Însă el nu știu dacă s-ar fi regăsit decât în sistemul acela de jazz world undeva. Dar nu e, adică nu poți să depășești, erai prea nișat acolo. Probabil, nu probabil. Nu puteai să te desfășori sigur. Adică un Enja sau Enia, cum îi spui tu, era mult mai, se potrivea mult mai bine. Pentru că ei dau frâu pe toate palierele. Exact, era un jazz mai tradițional. Da. Deci, apropo de muzicienii români, odată că au fost destul de mulți care au plecat încă din anii 70-80 și, din păcate, nu toți au reușit să reziste și să se integreze, să continue ceea ce au făcut în România, ce au cântat aici. Mă gândesc la Goldish, mă gândesc chiar la Aura Urziceanu, mă gândesc la Decebal Bădilă, basist, care e foarte bun și care el activează încă la Stuttgart, cântă cu un big band, cântă cu foarte mulți muzicieni de jazz. Billy Bonta și Toboșar, care, din păcate, predă mai mult muzică și e profesor și mai puțin activ pe scena de jazz. Apoi... Sunt anumite calități de care ai nevoie pentru a reuși acolo, altele decât cele care ți asigurau succesul în România? Odată este nivelul ridicat la care trebuie să faci față. Și care probabil te obligă tot timpul să fii în priză. Da. Exact. Nu să strălucești doar din când în când. Exact. Trebuie să fii formidabil de fiecare și dată. Trebuie să stai pe baricade, adică trebuie să fii și original, să ai niște proiecte, să ai idei, să cunoști oameni cu care să te înțelegi și să fii activ, în primul rând. Și deci muzicienii români sunt foarte apreciați, numai că sunt așa de puțin reprezentați în străinătate încât lumea nu știe. Adică mulți americani nu cunoșteau nici măcar un singur nume românesc. De jazz. Da. Exact, exact. Am venit acum 2 ani de zile și am imprimat muzica lui Ian Cicără și la Arcub cu 2 americani și cu Mircea Tiberian la pian. Și îmi spuneau, domnule, nu știm cine e Ian Cicără și n-am auzit de el. El a stat 30 de ani în America, în Atlanta, puțin izolat, a făcut lucruri extraordinare, dar nu-l cunoștea nimeni. Aici, în România, după 30 de ani, bineînțeles că generațiile s-au schimbat, lumea l-a uitat, adică am făcut concertul acesta 2001 la Uniunea Compozitorilor, au venit prietenii lui de generație care erau pe atunci, pe la 70 de ani, cu bastonul, cu... Așa, și a fost așa o revelație, însă, din păcate, ne-ar trebui așa ceva, ne-ar trebui niște cărți de vizite, ne-ar trebui niște imprimări, niște discuri, niște concerte. ICR-ul a făcut foarte mult, vreau să spun că au organizat festivalul. Mi-ați anticipat cumva întrebarea, exact. Mă gândeam că asta e misiunea Institutului Cultural Român, să promoveze cultura, inclusiv jazzul, și eram curios dacă au în vedere cei de la ICR și... Absolut, ei au făcut foarte multe lucruri la majoritatea institutelor, de exemplu la Viena aveau un festival sub forma unor concerte, invitau 2 muzicieni români și 2-3 muzicieni austrieci, tocmai ca să unească scenele, să se cunoască unii pe alții. La Budapest au făcut Locomotiv Jazz, deci un festival, tot așa, cam o dată pe lună invitau 2 muzicieni români cu muzicieni maghiari. Au făcut un festival, am fost în Polonia, prin Nigeria, am fost în Suedia, am fost, bineînțeles, în Germania, în Dar Franța, în Portugalia. Și separat concertele, și separat le susțineau, exact. La New York. Exact. Da. Tot așa. Deci ICR-ul a făcut foarte, foarte, foarte mult și, cum îți spun, avem muzicieni foarte buni, avem talente care au luat premii internaționale la... Montreux, de exemplu, Luiza a luat premiul, Marius Vernescu, apoi am impresia că și Petrica Andrei luase ceva. Petrica Andrei, da, el a fost în finală, mi se pare. Da, Sorin Zlat, acum ultima oră, a luat la Jacksonville. Ceea ce e mare, mare lucru.
Eu sper că acești muzicieni... Cât de mult contează premiile acestea ulterior pentru artiștii care reușesc să le câștige? Vă spun și din perspectiva faptului că la noi sunt evenimente de genul acesta unde câștigătorii nu neapărat devin niște staruri după ce au... Ba, chiar unii se pierd pe parcurs, nu neapărat din vina lor, ci poate pentru că sistemul nu e conceput în așa fel încât să-i și promoveze ulterior. Bun, sistemul, sigur că ar fi frumos să avem niște agenții, niște producători, niște oameni care să înțeleagă fenomenul și tocmai aceste talente să le susțină, să le ajute, însă depinde de fiecare în parte, adică un premiu este o lansare. Dacă nu știi ce să faci cu această carte de vizită, după 2, 3 ani, 5 ani de zile, te-a uitat toată lumea. Pentru că între timp au mai fost câțiva câștigători ai premiului respectiv. Și tu dacă nu continui, nu vii cu ceva personal, cu ceva original și nu faci niște proiecte, nu faci niște imprimări, nu dai niște concerte, niște turnee, rămâi cumva izolat și cumva societatea și viața de zi cu zi te trage în jos. Deci trebuie să fii foarte... ambițios și foarte să șiri și să faci niște sacrificii, că de fapt aici este. Așadar, talentul e obligatoriu, dar nu e și suficient. Exact, exact. E un antrenament continuu până la urmă, e ca la sportiv. Exact. Trebuie nu să mergi la olimpiadă, un campionat mondial, campionat european și tot felul de competiții, e același lucru. Și mai vreau să mai amintesc de Marius Preda, parcă el cântă cu Arturo Sandoval. Nu știu de asta, știu că Marius Preda, am cântat cu el, am colaborat. Da. Da, deci îl cânt acum cu Arturo Sandoval, l-am văzut, e prietenul meu pe Facebook, îmi place ce face. Tocmai era acasă la Arturo Sandoval repetând, ceea ce pentru noi, pentru cei mai mari, e jazzman din lume, ce să zic, e mare personalitatea jazzului. Tot așa, Sorin Zlat l-a învins în competiția de la Jacksonville pe pianist cu care cântă, interpretează în concert Arturo Sandoval. Și Arturo Sandoval are o pretenție de la cel cu care e în octet, septet sau în formație. Deci nu pot să... E un nivel mare. Sigur, sigur. Hai să spun o întâmplare adevărată. Deci în 98 m-am dus, am făcut un turneu de vreo lună de zile în America și am ajuns și la Los Angeles, la un club la Catarina. În sfârșit. O româncă care avea un club de jazz și se întâmpla că în săptămâna aceea să cânte Arturo Sandoval cu formația lui. Și am mers la vreo 2-3 seri de concerte și la un moment dat, după pauză, Arturo Sandoval s-a așezat la pian și cânta, cred că cel puțin la fel de bine ca pianistul lui. Da, deși el nu e, dar el cântă. Deci nu e bine, el compune și la pian, da. Da, e un talent extraordinar și omul nu degeaba... Tot așa cu trabucul în colțul. L-a descoperit Dizzy Gillespie și l-a adus în America pe el și pe Paquito de Rivera. Exact. Și ei au fost din formația irachiere, Cuba, au reușit să tradiție, vină în... S-a făcut și film după întâmplarea, povestea lor, cum au reușit să fugă cu Andy Garcia, ceea ce spune multe. Da, da. Deci noi avem talente, dar uneori nu știm ce să facem cu ele. Sau chiar muzicienii ei și nu știu ce nu să facă cu talentul lor. Nu știu ce au de făcut și cum să le exploateze. Adică, bun, natura îți oferă, îți dă minte, îți dă talent, dar un pic de ambiție și un pic de viziune, că de fapt aici e toată chestia, că nu vezi succesul numai de azi pe mâine și stai pe spate și aștepți să vină telefonul și să te cheme lumea să-ți plătească o căruță de bani să mergi să cânti. Ceea ce nu e clar, nu e la noi și e în Occident, nu sunt acele agenții 360 care să te ia de la interpretare, adică să te ajute să ai o sală de repetiții, să ai concerte, să te promoveze și să-și scoată discul. Deci la noi nu există și asta vrea să facă Nicolas, adică el singur își face lucrurile astea, ceea ce nu e ok, pentru că îi ocupă lui timpul și pentru am înțeles cum funcționează toată această mașinărie, pentru că e o industrie, o industrie care poate fi făcută și de un singur om câteodată. Da. Și atunci le-a spune să meargă cât mai mult în străinătate, să meargă la workshop-uri, să meargă la cursuri, să cânte cu muzicieni la festivaluri. Să cânte cu muzicieni străini, să invite muzicieni străini aici în România. Și apoi, sigur că la urma urmei e ca o prietenie. Tu îi faci un serviciu unui muzician, el te invite la rândul lui la el acasă și faci un turneu cu tine în Germania, în Franța, în Austria, nu mai știu unde. Și așa se leagă lucrurile. Am vorbit despre cum sunt percepuți muzicienii români în străinătate, dar spuneți-mi cum se vede publicul din România atunci când veniți în țară. Cum e? E un public pregătit, educat între ale jazzului, mai are de învățat, e prin ciclul primar, gimnazial.
Să vă spun sincer, publicul este la fel pe peste tot. Publicul primește cu mare căldură lucruri de calitate, însă dacă îl obișnuiești cu lucruri, nu vreau să spun ieftine, dar cu lucruri normale, pentru el, ăsta e jazzul. Deci, uneori am asistat la niște momente tragicomice, când într-un moment de solo, să zicem, destul de banal, când Toboșarul, de exemplu, făcea niște artificii, lumea se ridica în picioare și aplaudau, wow, ce a făcut! Deci, sunt niște bombonele date pe aici, pe acolo. Bine, dacă era Vlad Popescu, poate că e așa. Deci publicul el simte, chiar dacă poate nu înțelege și nu e obișnuit să-i prezint niște lucruri originale, calitatea convinge. Și eu n-am avut probleme, bun, nu știu cum mă privesc ei, căci asta e publicul. Eu îmi fac datoria, încerc să prezint proiecte și să mă prezint pe mine însumi cât mai bine, să fiu eu mulțumit și să nu îmi pare rău că m-am urcat pe scenă și a fost o catastrofă. Așa? Deci, până acum nu e așa. E bine. Da, acum e bine. A fost bine. A fost bine. Poate că uneori consideră că fac lucruri prea abstracte sau mai puțin convenționale, dar eu mi-am păstrat linia, am venit cu un repertoriu pe care îl cânt și în străinătate, îl cânt și aici în România și sper că la un moment dat să observe și să înțeleagă de fapt ce se întâmplă în spatele acestor idei, adică muzica românească care face parte din repertoriu, jazzul modern, jazzul american, fac tot un tot unitar, sună românește și sună internațional. Deci mai mult nu pot să le ofer, adică să fie un jazz românesc și să fie și un jazz european, un jazz la nivel mondial. Sigur, îmi imaginez că pe măsură ce mai mulți artiști străini vor veni în România și vor cânta în fața publicului și publicul va avea niște repere după care să se ghideze și să poată evalua performanțele. Absolut, absolut. Festivalurile, concertele de la radio, tot ce se întâmplă sunt în foarte ultimii multe, 10-15 foarte multe festivaluri. Și vreau să mai spun un lucru, că ceea ce faci tu și ceea ce face Arhire și mulți alții care adică au înțeles să susțină scena. Cinci? Da. Cu toții? 4-5 oameni, da. Ne-am întâlnit la un showcase despre producătorii de muzică de jazz. Și eram cinci oameni, vorbind de Țărmure, Nicola Simion, Romulus Arhire, cine mai era? Voicu Rădescu, care n-a mai făcut o producție, dar el susține altfel. Tot. Exact. Cinci producători de jazz în România. Eu eram cel mai tânăr, eram într-o companie selectă, mă simțeam așa, ca un careu de aș, eu eram pop, așa. Sau nu, valetul, ca un valet așa cu bărbuța mea. Dar mă simțeam extraordinar și zic, dom'le, dar nu vine nimeni din urmă. Ce se întâmplă? O să vină, adică... Asta e, că multe trupe și mulți artiști au luat frele în mâinile proprii și își fac singuri. Nu e rău, Doamne ferește, nu e rău. Dar trebuie să aibă consecvență. Doar că ar putea exploata altfel timpul acela. Exact. Ar putea folosi altfel dacă ar exista producători specializați și dedicații. Da, sunt niște resurse, că sunt emoționale, că sunt de bani, sunt undeva să pierd timp. Da, e important să repeți în jazz. E important să faci, să te antrenezi. Pentru că, până la urmă, publicul nu vede decât vârful icebergului, concertul. Dar tu ai ani de zile în care te-ai antrenat. Da, muncești. Da, e o muncă. Da, deci publicul, cum să revenim la întrebarea respectivă, publicul e deschis, îi văd în cluburi, îi văd la festivaluri, la astfel de concerte. Am fost săptămâna trecută la Cluj, la Toamna Clujană și am făcut un concert numai cu muzica lui Bartok, Enescu, Mihail Jora și Silvestri, cântate într-o formulă cu Sorin Romanescu la chitară și instrumente electronice, un toboșar din Ungaria, cu care am făcut o singură repetiție. Nu i-am dat nici măcar o foiță, o schiță să-i spun ce cântăm. I-am zis, pierdem. Vorbea numai ungurește. Engleza, și eu vorbesc prost, dar el nu înțelegea de niciun fel. Deci nu puteam să comunicăm. Aveam pe cineva care mai traducea din ungurește în românește. Și pe scenă, omul era cu urechile ca un elefant și a fost extraordinar. Deci, nu trebuie... Da, ca limbaj universal, muzica exact. Ca și limbaj universal. Foarte mult, îți trebuie doar să comunici și să fii deschis, să ai totuși un nivel și să ai o bază și să cunoști limba jazzului, deci limba muzicii. Și atunci...
totul funcționează. Pentru extrem. Că veniți dintr-o țară, veniți din Germania, unde presupun că sunt, există chiar radiouri dedicate jazzului. O să profit de prezența noastră și să-mi spuneți ce părere aveți că avem la Will FM aici în Ploiești, un post de radio care se aude însă și în alte orașe din țară, că avem o emisiune dedicată jazzului și nu suntem postul public de radio care are mai multe emisiuni de acest gen, are obligație și care are și educația de a face lucrul ăsta. Faptul că am reușit să găsim spațiu pentru o emisiune de jazz, cum vi se pare? Este extraordinar, adică televiziunea națională a scos culturalul. Emisiunile și culturalul și foarte rar mai vezi câte o emisiune de jazz și așa imprimată. N-am mai văzut un concert live de foarte, foarte mult timp pe TVR. Bine, nici nu mă uit, că nu am televizor, vreau să spun. Dar sunt la curent cu ceea ce se întâmplă, mă duc, îmi cumpăr discuri. Astăzi am luat un volum, de exemplu, cu teme de jazz de Marius Pop. Johnny are două volume, Garbis are unul mai vechi, deci Mircea Tiberian, tot așa. Și sunt cumva la zi cu ceea ce se întâmplă, însă o asemenea inițiativă o găsesc extraordinară și merită să fie dezvoltată, să... Lumea are nevoie de așa ceva. Da, deja am plinit un an emisiunea și e și datorită lui și datorită E datorită lui celor Zee, de aici, da. Echipei, ce între cei echipe care a pariat cumva pe Andy și pe nebunia lui de a face o emisiune de jazz. Da. Iată că publicul a răspuns așa cum ne-am așteptat. Mă bucur. Publicul știe să recunoască exact. Produsul atunci când e de calitate și nu putem decât să ne bucurăm. Sigur că e o picătură într-un ocean, dar ne-am dorit să mai apară picături de genul ăsta. Prin concertele, prin festivalurile care au loc, încet. Să nu uităm totuși că la Ploiești este primul club de jazz din România, 1967. Și că primele ediții ale festivalului de jazz au avut aici la Ploiești. Exact. Mare lucru. Bucureștiu... Filonul cultural sau cultural-muzical e hrănit bine la Ploiești. E clar. Se și vede lucrul ăsta. Ce am observat eu în mare parte e că, și cred că și Nicola s-a observat, toate rafturile de magazine de muzică s-au restrâns. Nu mai există magazin de muzică. La muzica, acum, dacă te duci, ai undeva la etaj un colțișor în care se mai vinde muzică și e un domn acolo, domnul Mitroi, care să chinuie. Pur și simplu să chinuie cu niște chirii exorbitante, că e în centru, că nu mai zic. Peste tot s-au restrâns, peste tot. E ca și poezia, muzică la carte. Și ca filozofia. Filozofia. Mai mic, într-un colț și mai răruț, că e mai drăguț. Important e că n-au dispărut de tot și n-au dispărut. Putem spera că vor veni și vremuri mai bune și din punctul ăsta de vedere. Și o emisiune de jazz care se face la un post de radio, un astfel de proiect ambițios care își propune să restituie muzicienii din bucăți, și muzica. Așa este. În societatea occidentală în doctrina occidentală pornește la individ totul. Dacă individul este corect, moral, toate se vor converge către trebuie o energie, trebuie o dragoste pentru așa ceva, pentru că fără o pasiune fără puțină nebunie nu se poate exact, face. Și nebunia bine, de și har, că la el e și har, adică unii au pasiune, dar n-au har și... Și alții n-au habar. Vom avea în curând și festivalul de jazz de la Ploiești. Anul acesta nu veți fi pe scena lui, nu? Dar am cântat la Ploiești de vreo câteva ori. Dar ați cântat, evident, la festival. Noi vă așteptăm la edițiile viitoare. Atunci ne-am bucurat tare mult să ne revedem. Să vă ascultăm. Sigur că publicul avizat așteaptă cu mare nerăbdare în momentul acesta. Da, eu vin cu mare plăcere aici și văd prietenii. Când cu ei vreau să vă aduc aminte un moment foarte emoționant, așa în 86. Am participat la un curs de dirijat. Era un concurs la Bușteni și Orchestra Filarmonicii din Ploiești colabora cu Ministerul Culturii și cu toată lumea. Și făceam repetițiile aici, la Sala Filarmonicii. Și prima repetiție, ca dirijor, țin minte că era podiumul acela mic de dirijor, l-am pus deoparte ca să stau la nivelul muzicienilor. Pentru că nu mă simțeam bine, adică pe mulți îi cunoșteam, eram colegi și am dat pupitrul jos și am repetat prima suită din Peer Gynt de Grieg și la sfârșitul, cred că e primei părți, e unul din violiști, mi-a cântat o altă notă, deci mi-a cântat nota cu octavă mai sus. Să mă încerce un pic, să vadă dacă eram așa de emoționat că totul era așa o nebunie. Și m-am uitat la el și atunci
cumva m-a aprobat. Asta a fost deci, examenul adevărat. Exact. Că nu puteam să-i critic, nu puteam să le spun mare lucru. Dar privirea pe care ți-a aruncat-o și mesajul că ați... Exact, am avut experiențe plăcute și vin cu plăcere la Ploiești, am prieteni... Sunt foarte mulți muzicieni tineri, Cojanu... Da, care o să aibă în deschiderea festivalului de anul ăsta, în joi, va fi cu teme românești, cu un fel de orchestrate de jazz, dar cu orchestră simfonică. Un crossover, nici cum da. Să-i zic, că da, nu da, mă pricep exact. Un crossover cu jazz cu orchestră. Mm-hmm. E nemaipomenit, mai ales că e orchestră de muzică clasică, nu vorbim de orchestră de... Semn că există un sol așa, în care să rodească semințele pe care și dumneavoastră le plantați. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă aștept și în altă ocazie când veniți în țară și treceți prin Ploiești, să nu ne ocoliți. Ok. Și vă așteptăm cu mare drag. O să încheiem tot cu muzică cu pentru piese? Că așa ne stabilă să la final de emisiune. Să le ceva frumos prietenilor. Transylvanian Wood, această piesă mișcată, o piesă veselă, o piesă plină de energie și sper să ne revedem. Așa că încheiem într-o notă cât se poate de optimistă. Mulțumesc încă o dată, toate cele bune și multă baftă în proiectele pe care le aveți și dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare, vă doresc toate cele bune.